Dacă vă vor întreba ce animal e cel mai aproape de om într-un moment greu, cel mai probabil că veți răspunde câinii. Și într-adevăr e așa, fiindcă câinii se numesc nu degeaba cei mai buni prieteni ai omului și și-au demonstrat nu numai odată curajul în a-și proteja stăpânul. Dar în afară de câini, în ajutorul oamenilor vin și animale sălbatice, precum elefanți, lei și altele. Am pregătit pentru voi astăzi o compilație de momente în care animalele nu s-au speriat de pericol și i-au venit omului în ajutor. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că puneți un like și să începem! Grizzly, ca și alți urși, simt mirosul peștelui din depărtare, așa că atunci când mergeți la pescuit lângă o pădure deasă, să vă așteptați la întâlnirea cu un urs înfometat. În aceste imagini vedem cum de o familie se apropie un prădător feroce, care nici de cum nu s-a așteptat că va fi întâlnit de acești căței curajoși. Animalul sălbatic nu era gata pentru asta și a decis să plece. Bărbatul a decis pur și simplu să se lase un pic dus de curent, dar elefanțelul probabil că a decis că are nevoie de ajutor și fără ezitare s-a grăbit să îl ajute. Chiar și atunci când erau aproape de mal, elefantul îl împingea pe om cu trompa sa. Asta demonstrează că elefanții sunt unele dintre cele mai deștepte animale de pe Terra. Când o hoață a dat de câine, a încercat să-i câștige încrederea. De la început, ea parcă găsise limbă comună, dar stăpâna casei care a auzit zgomote și s-a trezit a alungat-o pe străină, iar patrupedul și-a schimbat atitudinea îndată. Hoaței nu-i rămânea nimic decât să fugă cât mai repede de acolo. Acest șofer a fost atacat de un leopard, dar o haită de zâini vagabonzi a decis să-l ajute pe om. Pisica enormă își recunoaște eșecul și pleacă. Doi ursuleți au decis să intre în curtea unei case, dar un paznic înrăit a decis că mai departe de atât n-au cum să ajungă. El i-a alungat imediat. E amuzant să privim cum doi urși tângaci aleargă de la un bulldog francez atât de mecuț. Se pare că gâsca era într-o poziție proastă și a decis să-l atace pe stăpânul acestui câine. Cățelul a hotărât să-l apere pe om, dar blând, fără să traumeze gâtul păsării. Când gâsca s-a mai calmat, câinele a lăsat-o în pace. În aceste imagini, un rottweiler tânăr latră la un german ciobănesc în timpul unui moment de gustare. Dar germanul ciobănesc, fără niciun sunet, i-a arătat cine aici e alfa. În aceste imagini putem vedea cum pisica protejează copilul de bonă. Deși jocul femeii cu micuțul era absolut inocent, pisica l-a considerat periculos, iar cealaltă la fel, s-a simțit alarmată și a decis să o susțină pe sora sa. Asta ne demonstrează că și unele blănoase cu coada lungă sunt curajoase când trebuie să salveze pe cineva din familie. Încă un erou al compilației de astăzi este un câine care a observat un urs flămând și a ieșit în fața lui ca să-l alunge înapoi în pădure. Prădătorul s-a speriat de el de-a binele și a fost nevoit să fugă cât mai departe de acea casă. Cei doi câini au salvat viața unui pește care a ajuns la mal. De fapt, puteau să-l și mănânce, dar uitați-vă ce lucru de echipă de invidiat. Se știe că pisicile consideră că oamenii sunt puii lor și se știe că urăsc apa. Uitați-vă la această pufoșenie care e gata să se bage și în cadă, doar să o scoată pe stăpâna sa de acolo. Ea n-are idee de ce femeia s-a băgat în apă. Un vițel avea nevoie de ajutorul omului, dar mama lui nu voia să lase alături pe nimeni. Calul a decis să ajute atât omul cât și vițelușul și o sperie pe vacă cu copitele. Acestui doberman nu este frică de nimic, e gata să se lupte și cu un șarpe venenos care amenință viața stăpânului său.
Acest câine și-a protejat casa cu înverșunare, când pe teritoriul ei a apărut un grizzly. Curajul patrupedului a fost răsplătit cu faptul că animalul sălbatic s-a retras. O familie a mers în vizită la o grădină zoo, dar s-a întâmplat ceva la care nimeni nu s-a așteptat. Un băiețel a căzut în voliera cu gorile. Aceste primate sunt considerate agresive, de-aia oamenii erau îngroziți când una dintre gorile s-a apropiat de copil. Băiatul era și el speriat, dar gorila a decis să îl calmeze mângâindu-l. De asemenea, gorila îl proteja pe copil de rudele sale, până în volier nu au coborât angajații grădinei zoo. Asigurându-se că persoana este în siguranță, gorila a plecat. Aceste imagini nu pot să te lase indiferent. Această femeie din când în când are niște atacuri din cauza unei boli. Câinele ajută femeia să evite traumatizarea capului și se bagă sub el de parcă ar fi o pernă, până când stăpâna lui nu își revine. În ochii acestui cățel putem citi atâta compasiune și loialitate pentru om. Acest câine a salvat viața stăpânei sale, când femeia a avut un atac de cord. Animalul alerga de la o mașină la alta, demonstrându-și starea îngrijorată. Unul dintre automobile s-a oprit și femeia a fost ajutată. Nu îi lăsați pe micuți fără supraveghere. Din fericire, pisica deșteaptă l-a salvat pe copil de la căderea în fântână. Acest patruped s-a aruncat imediat în apă să-l salveze pe omul care se înneca. Acum, bărbatul trebuie să-i fie pe veci recunoscător acestui câine pentru viața sa. Acest câine a decis să latre la fiecare mașină care refuza să se oprească la trecerea de pietoni, ca să le permită copiilor de grădiniță să treacă strada. Oare l-ar putea angaja pe post de educator? Acest câine a ajuns sub roțile automobilului și două pisici au sărit în ajutor. Ele au mutat bietul animal de pe carosabil. Acest mastif n-are frică. Ca să-și salveze stăpânul, se bagă în luptă cu un urs, astfel oferindu-i omului posibilitatea de a fugi. Aceste imagini sunt dovezi clare că prietenii noștri patrupezi sunt gata să jertfească cu propria viață pentru a ne salva. Aici putem vedea că un bărbat cu copilul său au fost atacați de o lebădă neagră, dar patrupedul a reușit să o sperie pe pasăre. Iar acest câine poate să concureze pentru titlul de stăpânul elementelor naturale. Uitați-vă cu câtă maestrie reușește să neutralizeze tornada! Necătând la mărimile lor, câinii minioni pot să-și protejeze stăpânii. Fata a fost atacată de un coyot, dar micuțul a decis să intervină ca ea să poată fugi. Ne-am obișnuit să vedem cum pisicile fug, se urcă în copaci atunci când sunt urmărite de un câine, dar această pisică e atât de pregătită să-și salveze puiul că ripostează în fața unei haite întregi de câini vagabonzi. Animalele sălbatice sunt imprevizibile, de aia e foarte important să fim atenți când le întâlnim. Acestui leu nu i-a plăcut prezența unuia dintre îngrijitori și a decis să îl atace, însă în același moment a intervenit leoaica. Cu loviturile labelor a reușit să îl salveze pe mascul și cu ajutorul ei bărbatul a scăpat de traume serioase. În jurul acestui îngrijitor a venit un tigru, când leopardul se furișa în spatele lui pentru a-l ataca. Tigrul literalmente i-a salvat viața bărbatului. Sau poate pisica pătată doar a vrut să se joace cu omul. Voi cum credeți? Scrieți-ne părerea în comentarii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă aveți și voi un animal de companie pe care vă puteți baza. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!